În bătălia finală din ferma vedetelor, Augustin Viziru a fost atât de grav rănit încât a ajuns la spital. A stat 4 ore în operație, iar acum are o lungă perioadă de recuperare, așa că vă rog frumos să-l aplaudați, are nevoie de încurajările noastre. Augustin Viziru, care este rănit, bandajat, dar este neînfricat și e pregătit în această seară să ne spună amănunte de la ferma vedetelor. Haide, Augustin! Augustin Viziru, data trecută când a venit la emisiune, mi-a spus că este imaginea Facebook în România, butonul de like. Ia uite-l. Da, eu reprezint like în România. Like în România. Like pentru Augustin Viziru. Gata, s-a terminat. Privim lucrurile mai detașat, așa. Da. Vedem da. Imaginile acestea cu tine când te-ai accidentat și când nu vroiai să renunți deloc la probă. Da, sincer, nu vreau să mai văd imaginile. Am încercat și eu de acasă să mă uit la imagini, dar sunt înfiorătoare, spui eu. Da, mi-aduc aminte de senzația respectivă, știi? În momentul când am dat, m-a electrocutat și am simțit așa până în vârful capului, știi? Cât trebuie să stai pentru recuperare? O lună de zile trebuie să stau așa imobilizat ca să se sudeze tendoanele, după care urmează cea mai grea perioadă, perioada de recuperare, care este mult mai importantă decât operația, ca să pot să-mi folosesc degetul la capacitate maximă. Degetul cel mare? Degetul cel mare e o problemă mare, pentru că multă lume știe, eu joc biliard de performanță și asta e mâna de bază în biliard și degetul mare este cel mai important. Asta e un ghinion mare pentru mine. Ratez toate competițiile de campionat european anul ăsta, ratez tot calendarul competițional. Să înțeleagă lumea că biliardul ăsta nu era doar de distracție, este pur și simplu competiție. Este competiție, eu chiar câștig destul de bine din chestia asta și ratez multe șanse anul ăsta să câștig și niște bani și să aduc niște rezultate bune pentru România. Doamne ajută să se rezolve problema și să scap de durerile astea. Vreau să le spunem oamenilor că tu ai fost la ferma vedetelor când băiatul bun, când băiatul rău, când băiatul care ai făcut cărțile, când băiatul care ai avut o nevoastă, două, trei. S-au întâmplat multe lucruri așa. Da, eu tot când privești dacă așa în urmă, e ceva de care îți pare rău? Sincer, nu regret absolut nimic din tot ce am făcut în fermă. Eu nu m-am prefăcut niciodată în fermă. N-am pretins să fiu ceva și de fapt să fi fost altceva. Tot timpul am fost spontan și am făcut ce am simțit și ce am considerat în primul rând că e bine pentru mine. Asta m-a interesat, să fie binele meu primordial, asta a contat cel mai mult. După care, dacă puteam să fac în așa fel încât și ceilalți care erau prieteni cu mine să le fie și lor bine, o făceam cu mare drag și n-am ascuns niciodată lucrul ăsta. Da, dar noi avem imagini cu tine când ești băiatul bun și vorbești cu fratele tău ca să nu fie eliminat Ionuț Iftimoaie, da? Erai băiatul bun și îi spuneai lui frate tu, bă, nu fii prost, nu poți să mi-l elimini pe Ionuț Iftimoaie, pe prietenul meu, da? Da. Și trecem peste Corect. Aceste imagini bune și ajungem și la alea unde Augustin este băiatul rău. Da, 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 chiar vreau lui... să le comentăm împreună. Haideți să vedem pe alea cu George Vintilă când îi spui la ureche că vrei să-l scoți pe Ionuț Iftimoaie. Deci lumea... Stai puțin, nu-i corect. Nu spun că eu vreau să-l scot pe Ionuț Iftimoaie. Acolo scrie clar, Ionuț iese la vot. Numai că, din păcate, dacă te uiți atent pe material, este diferență mare de sunet. Este diferență foarte mare de sunet pentru că trebuia să se concentreze sunetul ca să audă hai, exact hai să ce vedem astea, ca să hai să comentăm după ce vedem imagine. Și te explic imediat. Planul nostru nu funcționează și noi doi nu ne întâlnim pe traseu. Adică tu să zbor pe parte, eu pe parte și n-apucăm să ne prindem. Vorbim un alt procent. Te deranjează că zic treaba asta? Adică? Se pare corect? Adică nu mai putem să mergem pe aceleași procente. Asta și m-am gândit. Adică, în primul rând, vreau să trebuie să ajungi în finală. Păi eu să trebuie să ajung în final acum. Depinde de mine, dacă. Adică, la mine nu e vorba de cașcaval, e vorba de idee, știi? Dacă noi facem deal-ul și ne întâlnim unde e în final, se știe. Da, aduc eu și cum am vorbit. Dar dacă nu ne întâlnim deloc. Da. Indiferent de situație, dacă ajung doar eu, la mine oricum aici bagă frumoasă. Și vorbim de... Nu ne se pune problema. Nu facă probleme de asta. Adică eu dacă ajung, de exemplu, cu Dan în final, sau cu eu, mai mult aș vrea cu Dan, că cu Dan sunt două variante. Ori câștig și nu-mi fac plata. Că zic sincer, da. Dacă e Ion, nu mergi, știi? Da. Dacă e Ion,
ce nu câștig și 7 ani cum ar fi, aici că așa sunt construit, pace și unitate. Ai înțeles? Clar. Eu sper să ai un mâini. Dacă ai mâini, în final am toți banii mei și ne pun la cap. Dacă ți se pare ceva necorect, îmi zici? Păi, dar frățești? Ce zici acum? Așa. Deal-ul-i deal, înțelegi? Că noi nu ne-am intersectat. Și am putut să evit chestia asta? Și putem să ajungem acolo unde vrem noi împreună? Mă rog. Și eu cam așa văd cărțile. În final. Am vrut să zboare eu. Eu m-am cu fica și tu te duci cu tata. Ale naiba de microfoane captau tot. Eu știam foarte bine că s-a ascultat și stai seama, trăiam de 3 luni de zile acolo. Dar singura problemă este că... Dar de asta ai pus cu mâna pe microfon și ai vorbit la ureche. Nu, eram așa către el, îi spuneam lui la ureche să audă chestia asta, pentru că în bucătărie era Dan Helciu, care Dan Helciu ori de câte ori prindea ocazia, îl găseam după seră, după colțile. Deci greierașul... Da, greierașul își făcea treaba din plin, știi? Și sunt multe materiale pe care poți să le vezi, în care Vica îi spunea, du-te și ascultă, vezi ce spunea. Du-te și... Vica. Vica, Cristina, mă rog... Bun, dar ideea e în felul următor, ca să înțeleagă lumea. Deci tu ai făcut cu George alianțe și alianțele astea s-au făcut în fermă, dar tu n-ai vrut să scapi de Ionuț. Nu, și imediat îți explic și ce s-a întâmplat mai exact. În primul și în primul rând, eu cu George, ce fac doi oameni înțelegători când se întâlnesc? Se înțeleg. Asta a fost relația dintre mine și George. Noi ne-am înțeles de la început foarte bine. Iar cât despre ideea de... Acolo spune Ionuț o să iasă la vot. Nu spun că îl scot pe Ionuț la vot. Asta odată, că ai remarcat lucrul ăsta. Și înainte de chestia asta, că dacă ai observat diferența de sunet, eu spun dacă. Care dacă ăla schimbă tot contextul. Dar ăla n-a fost prins. Nu știu, mă rog, n-a fost prins. Deci ideea e în felul următor. Ionuț era fratele Ionuț, tău. Dacă Ionuț iese la vot, eu aș fi vrut, n-am apucat să detaliez, că nu mă interesa să dau pentru camere sau pentru microfoane replica respectivă. Eu aș fi vrut să mă duelez cu Vica ca să o elimin pe Vica în finală și să ajung cu George în finală. Ca să împărțiți trofeul. Ca să împărțim noi trofeul. Perfect, dar vreau să te întreb ceva. Că tot am ajuns la Vica. Deci oamenii au înțeles că Ionuț a fost fratele tău de la început și l-ai trădat. Nu, încă ceva. Faptul că eu aș fi avut posibilitatea să influențez 2 voturi sau 3. Adică Doinița, Lucian, frate meu, da? Și poate Gina. Numai că Gina, în afara faptului că ea tot timpul a fost deranjată în anumite momente de Ionuț și nu a ascuns lucrul ăsta, tot timpul și-a asumat ce a spus. Da. Și la un moment dat chiar există un material în care eu mă duc și vorbesc cu Gina și spun, nu cred că are rost să-l votez pe Ionuț. Și ea spune, numai ca să scape de gura mea, să-mi dea 5.000 de euro. Da, a zis și înregistrarea. Da, a zis-o sub formă de glumă, nu s-a gândit niciodată să ia 5.000 de euro. Perfect. De la Ionuț. Hai să ajungem la Vica. La Vica, da. Bine, eu, pentru mine nu e un subiect atât de interesant, mai interesant mi se par subiectele astea. Da, arhiva televiziunii e întotdeauna o sursă foarte bună de discuții, pentru că vreau să te arăt pe tine cu Vica acum ceva timp, când parcă părea că Vica te place, când parcă părea că și tu plași pe Vica și n-am înțeles, măi, Augustine, ce s-a întâmplat? N-am înțeles ruptura, nu? N-am înțeles ruptura și vreau să mi-o explici. Adică unde a fost ruptura de ligamente? Da, secerată de topor. Deci, oameni buni, s-a văzut clar, tu cu Vica acum la fermă nu ați prea fost pe aceeași lungime de undă. Am început bine relația la fermă, numai că pe parcurs... Foarte prost. Da. Cred că lipsa de hrană, și a spus cuvântul, ne-a afectat mental și pe unul și pe celălalt. Și nu, ideea este că, într-adevăr, Vica avea tabăra ei, eu aveam tabăra mea și acolo s-a creat un fel de rivalitate din punctul ei de vedere. Din punctul meu de vedere nu era o rivalitate. Haide să vedem totuși cum era rivalitatea asta acum ceva timp, când între tine și Vica... Eu cred că... Sunt curios să văd ce... Cred că era așa, cum să spunem... Voie bună, voie bună, ia privește. Vara lui 2012 a fost fierbinte la Serviți, vă rog. Toată lumea a vorbit despre o idilă apărută între Vica și Augustin chiar în timpul emisiunii. La filmări, cei doi erau mereu împreună și non-stop făceau ceva unul pentru celălalt. Ba se ajutau la treabă, ba se hârjoneau drăgăstos, ba își făceau complimente.
Pe Vica o cunosc de foarte mulți ani. Bine, ne-am prietenit mai mult de vreo 2 ani încoace. Este o femeie extrem de simplă, din Topor, cu care te distrezi, știi? Astăzi te las pe tine să te desfășori, să văd care e treaba, că e experiență. Ce întupeu ai, mă? Experiență. Ok, stai să mă duc să găsesc niște băieți. Din apa așa un pic ca o sirenă. Trebuie aștept să-ți dai sfaturi, te rog. Să-mi spui cum e mai bine, cum stă mai bine. Păi numai ca să vindem, că normal. Eu sunt convins că te descurci de minune, da. Bună ziua! Vă așteptam la cir diseara? Ce mișcă. Te da? Ce ochelari frumoși aveți. Unde e Vica mea? Am pierdut-o pe Vica. Domnul ăsta Vic e foarte bine. Da? O zi bună. Nu spuneți că sunteți Nu spunem, este cred. La revedere. Eu nu mai vreau să schimb echipa cu tine niciodată. Bravo, băiatul meu, știi, doar sunt o fată muncitoare. Păi, da. Stânga, mai dreapta, stânga, dreapta. Așa comanzi de obicei, sau? Așa mi-e felul. Și crezi că conduc doar mașina? Dacă în ferma vedetelor munceau cot la cot, la serviți vă rog, Augustin profita de orice ocazie să fie gentleman și să preia el o parte din responsabilitățile Vicăi. Și, mai important, să o lase pe ea să se ocupe de treburi mai importante, cum ar fi defilatul prin fața lui în ținute sumare. Vreau să te duci să-ți iei costum de baie pe tine. Cât timp sap, vreau să stai la soare să te bronzezi. Vreau să te simți ca o doamnă adevărată. Pe diseară ai program artistic. Vica, ce grijă a avut Vica de mine, mâncaia și nasul ei. Dar mai văd așa băiat frumos. Și deși în acea perioadă ziarele explodaseră și jurnaliștii stăteau cu ochii pe ei, Vica și Augustin nici nu au confirmat, nici nu au infirmat pasiunea. Să restabilim adevărul. Adevărul este unul cât se poate de simplu. Între mine și Vica n-a fost absolut nimic, niciodată. Nu s-a pus problema, cel puțin din punctul meu de vedere. Cum și... adică din punctul meu de vedere? Ce îți mai place să bagi? Nu poți să... Mă, îmi place, dar sunt atent, adică... Cu mâna asta, așa, așa. Cel puțin din punctul meu de vedere n-a fost nimic. Adică eu nu am văzut-o pe Vica niciodată ca o posibilă relație. Dar sau... Dar te-a văzut pe tine? Nu pot să spun lucrul ăsta pentru că nu știu ce gândește... Corect. Fiecare om. Eu spun din punctul meu de vedere. Știi ce constam, Augustine? Da. Acum 2 ani, 3 ani, când era emisiunea asta, filmarea, da? Da. Ai văzut că la un moment dat intră în discuție cuvântul topor. Din topor. Da, toporul și-a spus cuvântul și sâmbătă. Iată, da, blestemul toporului a revenit. Uite, vezi cum o faci. Vezi, e cam Baltagul la tine. La Eftimoaia a fost Miorița, la tine e Baltagul. Da. Sunt probleme mari, știi, cu toporul. Toporul te ridică, toporul te coboară. Da, uite că toporul m-a ridicat, m-a coborât și iar m-a ridicat și mă bucur că am căzut în picioare. Și una peste alta, chiar dacă accidentarea a fost extrem de gravă, se trece peste și o să fie bine. Mai glumim și noi. Oricum, să știi că nu e ușor să stai 3 luni în fermă, departe de familie și de toată lumea. Sunt convins că pentru toată lumea a fost greu acolo. Da, și știi cum e. E normal să mai este șicane, discuții. Da, dar logic. Da. Eu sunt convins că o să vă întâlniți peste ceva timp și o să fie bine. Mi-e greu să cred, dar mă rog. Ideea este că, într-adevăr, oamenii de acasă care ne-au urmărit ar trebui să realizeze că acele 3 luni de zile au fost nu grele, foarte grele, extrem de grele. Și noi am făcut niște sacrificii destul de mari. Nu neapărat prin prisma faptului că suntem persoane publice, ci pur și simplu orice om de rând, cred că dacă ar merge să stea acolo 3 luni de zile, ar fi foarte greu. Și toți merităm aplauze și felicitări pentru că am făcut niște lucruri extraordinare acolo. Să știi că felicitări și am încercat să mai povestim și noi de ce s-a întâmplat acolo, să ai baftă, să te faci cât mai repede bine, să ne iei la competițiile de biliard. Mergem cu tine. Vă aștept cu mare drag.